Păi dar tu ai scăței liber și plecăm de pe 1. Nu de pe 1, pe 10. Cum pe 10? Când eu pe 11 am baby shower-ul la Siginia și simți că nu pot să lipsesc. Păi eu din 12 am petrecerea burlacilor la Marius. Tu unde? La o crâșmă. Păi normal că numai la băute mergi singur dacă se poate și în concediu las, că mai mergem noi. Nu, să... Ce să? Că oricum tu n-ai nicio inițiativă niciodată. Las că nu mai mergem nicăieri de pace. Na, ce fac porumbeii? Discutăm. Mă ceartă. Robi, te rog eu să fii bărbat. E atât de bărbat că nu m-au dus nicăieri în vara asta. Păi, bine, nu te-au dus la cununie, la Irina și la Septi. E două zile ați fost în Fizeșul Gherli, nu mai spune prostii. În concediu, mă, tată, zic. Mergem de joi, 10 zile în Tasos. Da, 10 zile, o tonă de bani pe avion, agențiile iarăși iau banii de pe noi. Te gândești un pic? Nu-i bine, nu-i bine că trebuie să mergem vinerea la mormântare la Diță, fie iertat. Ne-am apropiat văr de al doilea cu mama, bunica lui socră, știi tu. Trebuie să mergem. Dar ce trebuie să mergem acolo? Ce, el ne vine nou? Diana, nu vorbi așa, că te bate bunul Dumnezeu. Mă bate. Fii atent, dacă mergem la Hoidu sau Boslo. Bă, ce idee bună! Că doar Robi știe și ungurești. Sigur. Ia zi, cum cere o langoșă? Dați-mi un langoș, vă rog. La Hoidu cum cere? A, dați-mi un langoș, vă rog frumos. Știe. Și la Hoidu are Corci casă de vacanță. E vă prind că puneți piciorul în casa lui Corci, te dezmoștenesc. Da, mare chestie, ce o să nu lipsească un cazan de țuică și ce, datorile tale de pe caiet. Wow. Uite, în august... În august, după 15, are nunta Anuța la fată. Vine neamul nostru din Spania, voi fi vă trimit, trebuie să mergem la nuntă. Nu, bine, dar noi de ce să mergem? Că n-avem nicio obligație față de ei. Încă n-aveți, da. Sau poate în prima parte din august. Nu, 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 nu. Pătriei notat că te-i în porcu. E Șandor liber nisarășul și el îmi prepară tătă carne. Nu pot să mă las pe mâna altuia. Dar acum în plină vară tai porcul. Da, congelatorul când e plin, e numai scoți câte o flecănă să o țâpti în tigaie, e bine așa. Și jumelele alea ropogoșe. Ai de capul meu. Și cărnați de la bun de spognește în gură. Fai, cu boia din aia. Fai că acum... Caltaboș. Caltaboș cu ceapă roșie și lângă un deții de pălincă de pere. De-aia de 5 ani de-aia o scoate de-aia pe aia bună. Mă, da, voi numai la gura voastră vă gândiți, mă, și la burtă și eu nu merg la niciun concediu vara asta. Ienuță, look at me. Spune la Ticu, unde vrei să mergi vara asta în concediu? Nu știu, undeva unde e soare și undeva unde e mare, să, unde n-am telefon, unde nu cunosc pe nimeni, să stau să mă relaxez, să-mi refac vibrația, să mă încarc așa cu natura și cu energii pozitive, știi? Am priceput. Tu, Robi? Eu o să beau. Asta-i, am soluția. Ne ducem la noi la mutătură, la coliba acolo sus, în buza muntelui. Bă, tată, dar acolo nu-i mare. Dar-i mare înălțime. Avem de tătie relaxare, liniște, vibe de ăla bun. Robi! Mă duc să aduc karma, să o punem în căruță. Păcai că filmăm două dimijenie de țuică de pere și mergem acolo. Relaxare all inclusive, last minute, by tata Nicu. Hai, vă rog, e frumos, mergem într-un loc de Doamne ajută, vă rog. Păi după ce coborâm de la munte, te duce tata în city break la mănăstirea Prislop. Dacă acolo nu-i loc de Doamne ajută...